noi suntem din Gratia, îl votăm pe Dragnea, că aici s-a născut. Păi să fie clar. Asta îl votați pe Dragnea, că s-a născut aici? E și, da, o, și a făcut multe. Eu sunt pensionară. Da. Dacă era mai mulțul ăla de Orban, nu mărea pensia. Păi de ce să ne ducem? Nu vă duceți la vot? Nu. La alegerile europene? Nu, nu. De ce, nu? Păi de ce să-i votăm? Pe care să-i votăm? Pe ăștia de să ceartă ca câinii? De să mănâncă pângaș cum să mănâncă câinii? Păi dacă merg, dacă merg, vă spun cu ace, pe viața mea și pe sufletul meu, tot pe Liviu Darnel fac. Eu ca om în vârstă de 72 de ani, am studii superioare, sunt PSD-ist, iubesc foarte mult pe Dragnea, iubesc foarte mult România mea. S-a schimbat multe lucruri. Au făcut asfaltul la noi aici, au băgat apă în curți. Deci au făcut mult, mult, mult domnul Dragnea. Nu știu ce-o fi având poporul ăsta care nu-l votează pe domnul Dragnea, că mie mi s-a părut un om foarte civilizat, într-un fel, vorbește foarte frumos la televizor. Și văd că se mărește pensiile cam la două luni, mereu s-au mai mărit. Ce mai vrea lumea asta? Ce vrea? Eu nu pot să-mi închipui ce are cu omul ăsta. Ăsta e omul dreptății, Dragnea. Eu am discutat personal cu el aici, în comună, când era la județ. E un om deosebit, un om de caracter, un om cu personalitate, un om care știe să vorbească, își știe să-și impună punctul de vedere și are caractere deosebite de om. Iubește copiii, iubește... și își iubește țara, Doamne. Își iubește țara. Toți sunt corupți. Toți! Toți sunt corupți. Niciunul nu e necorupt. Toți, de la A la Z. Toate partidele e corupte, toți miniștrii au fost corupți. O ține că partidul Dragnea e comunist. N-am fost, domnișoară, toți comuniști. Toți am fost comuniști. Păi nu e ei corupții, nu e ei penalii, nu e ei... Toate ei le are. Tot partidul PSD-ist e corupt, e penal, e... Tot. Liviu Dragnea este cel mai al dracu om din partidul ăla. El le are pe toate. Da, a făcut și bune. Te-l drum. Uitați, doamnă, te-l drumul cum este. Uitați, doamnă, că ieșim din casă, în asfalt, avem apă băgată, avem canalizare făcută. Acolo sunt banii. Acum să nu fi mâncat și el. Cine e ăla? Dumneata, dacă ești cu mâna în ceva, nu faci așa? Nu se poate, doamnă. Nu se poate. Da, acum, dumneavoastră, ce ziceți? Da. Domnul Dragnea este un om cinstit sau a mai luat și el așa? Hai, ca fiecare. Și eu, dacă am borcanul cu miere, mai dau cu degetul. Cinstit să fim. Grație domnului Dragnea, avem ce mânca, ce îmbrăca, trăim foarte, foarte bine. Sărăcie. Nu e, doamnă, bine aici. Păi cum să fie bine? Cu Dragnea să fie bine? Nu îl păstorește aici să... Județul ăsta? Nu, e bine. E foarte rău, foarte rău. Pe unde e de muncă aici? Unde au găsit ei de muncă? Unde poate să muncească în zona asta aici? Am fost militant al PSD-ului. Deci am fost unul dintre militantii din zona al PSD-ului. Până acum vreo 2 ani de zile, să zic așa. 2 ani, hai, 2 ani jumătate. Cum mi-am dat seama că mă înjură lumea pe stradă, că ce te mai ce face PSD-ul tău. Nu vă duceți la vot? Nu știu. Pentru ce? De câte ori am fost, nimic nu s-a schimbat în bine. Tot. Am vorbit aici cu niște doamne, ziceau că s-a schimbat totuși. Da, bine, pe bineînțeles. Canalizare, peste da, toate. Normal, astea s-a făcut peste tot, nu doar la noi. Condițiile care le avem noi, numai PSD-ul le-a făcut. Iohannis nu a făcut absolut nimic pentru România. Dar putea să facă ceva? Putea să facă. Naționalitatea lui, că e român, dar e neamț. Și eu nu sufăr decât numai românul meu care cu el am trăit. Sunt născut pe Rogojină. Doamnă, viața e grea, mai ales că avem conducători proști, avem președinte încăpățânat și numai răutate are în el. S-a dezbinat poporul în două, plătește bătăuși să spargă miticurile. Nu vedeți ce nu... Ați fost la un miting din ăsta al PSD-ului unde ați... Sigur că am fost. Da, da. Dar nu, eu nu sunt PSD-ist, nici simpatizant nu sunt măcar. Da. Eu sunt simpatizant al poporului român. Ce a căutat în mijlocul manifestațiilor? De ce a ajuns? Și îmbrăcat cu dracii roșu. Și rânjește. Păi dă-l dracu de guvern. Să stea în Germania, nu la noi la România. Cu Europa. Păi e o politică. Păi Zimmermann ăsta, ați văzut că mai vrea un mandat? De ce vrea mandatul ăsta? Pentru că
E olandez, vrea portul Constanța, vrea aia, păi să poată așa ceva, domnule, păi dăm chiar totul străinătății? Nu, nu sunt de acord. Cred că este mai mult acum la vot din tineretul care s-a hotărât ca să fie contra PSD-ului și o să iasă mai mult. Dar vom vedea. Credeți-mă că și la știi cu nerăbdare votarea asta ca niciodată. Nu, cred că o să merg, că n-am de ce. O să o luăm tineretul cât de curând toți în afară, cât se poate. În rest... Vreți să votați? Am votat, mereu. Mereu? Să știi că felul meu ai vorbit cu un liberal, dumneata, dar eu sunt liberal din tată în fiu. Tatăl meu a fost liberal, bătrânul a fost liberal, eu am fost liberal o viață întreagă. N-am fost comunist, n-am acte de comunism, n-am de nimic, dar sunt liberal curat. Dar uite că nu poate să fie și el la conducere. Pe doamna Dăncilă iubiți? Foarte mult. Foarte mult. Nu are un caracter de dialect bun, însă e o femeie blajină, cu minte și încearcă să facă ceva, deși e restricționată de acest Iohannis. Sunt oameni întotdeauna care vin să-i huiduie. De ce credeți că îi huiduie? Pentru că sunt plătiți. Și sunt plătiți numai de PNL. Numai. Păi au așa de mulți bani că sunt în opoziție. Păi sunt în opoziție, dar folosesc ei și fondurile europene în alte scopuri. În alte scopuri le folosește. Sigur, țara știe, s-a deșteptat omenirea, românul nostru. Deși nu prea am încredere în majoritatea populației, dar au început să gândească.